Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai o primă dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor. Cred că e al 13-lea episod al sezonului și suntem în Zodia Berbec. Berbecul este extrem de deschis, este extrovertit, se concentrează asupra acțiunii și asupra mentalului. Se orientează spre lumină, spre transparență, sunt noțiuni foarte clare și fără urmă de echivoc. Vorbim astăzi despre fricile și miturile asiguraților, pentru că sunt multe frici și parcă și mai multe mituri decât frici. Lumea asigurărilor este plină de ele și mai ales de preconcepții. Că asigurările sunt scumpe. Că scumpe față de ce? Că asigurătorii nu sunt de încredere. Bun, spuneți-mi în alte domenii la ce nivel sunt cu încrederea. Că polițele și contractele de asigurare sunt o pierdere de bani, dar când vine dauna îți dai seama că sunt un mare câștig. Dar ce pot să facă jucătorii din piață pentru a schimba aceste percepții? Pentru asta am decis să discut astăzi cu Emilia Leonte, este director de vânzări Egon România. Emilia Leonte, bine ai revenit în studio pentru că am mai făcut o emisiune împreună. Bine te-am regăsit, Sergiu, și bună seara, să zicem, că ai trecut de ora 16 spectatorilor și telespectatorilor voștri. Acești spectatori și telespectatori, eu pot să le spun că noi aici, pe Canal 33, sunt aproape 130.000 de abonați pe YouTube și puteți să deveniți unul dintre ei chiar acum dacă vă uitați pe acest canal. Fricile asiguraților. Începem direct cu începutul. De ce nu cumpără prima frică? Viața, asigurarea de viață. De ce nu cumpără România asigurarea de viață? Dumnezeule, eu am avut două. Când mi s-au terminat, am făcut-o pe a treia. Dar nu știu, poate că sunt eu așa mai deosebit. Cred că cea mai mare frică e probabil să nu fi păcălit. Urmată de frica de a nu pierde bani. Și atunci aici cred că ar trebui să găsim un teren de poveste, de înțelegere, de feedback, pentru că nu numai cei care oferă asigurări sau cei care le distribuie pot să modifice industria. Eu cred că clienții pot modifica industria dacă vin cu feedback și își exprimă clar dorințele, puterea, ce vor, cum vor, de ce vor. Și atunci și companiile de asigurări, și intermediarii, și brokerii vor găsi cu siguranță soluții potrivite pentru clienții noștri. Că până la urmă, de asta suntem aici, să vindem asigurări. Ca să vindem asigurări, trebuie să convingem clienții. Da, ei nu vin gata convinși, adică până la urmă viața e cel mai scump lucru pe care îl avem. Dovadă că la asigurările, la alte asigurări, de exemplu, haideți să le spunem spectatorilor noștri, dacă aveți o mașină și pe ea vă faceți 5-6 asigurări casco la 5-6 asigurări, asigurători diferiți, dacă ai un accident, poți să obții o singură despăgubire, pe oricare dintre polițele vrei tu, drept care oamenii își fac o asigurare la un asigurător pentru un anumit tip de risc. E, la asigurările de viață, puteți să vă faceți oricâte asigurări. Principiul de bază este acela că viața este neprețuită. Și cât costă ea, asta stabilești tu. Asta stabilești tu. Cum se fac calculele astea cât costă o viață de om? De exemplu, pe polița de asigurare pe care o am acum, era vreo 170.000 de lei despăgubirea în caz în care eu pățesc ceva și o primeau beneficiarii. Da? Bun, acum când se întâmplă un an, când se împlinește un an de asigurare, poți să mărești această sumă. Și am mărit-o la 200.000 de lei. Nu știu dacă e mult sau puțin. Eu cred că viața mea valorează mai mult, dar m-am gândit și la prima de asigurare cât de mare este. Că, de fapt, aici este jocul. Cât plătești pentru cât ai putea primi? Sergiu, viața are preț? Viața ta are preț? Păi uite, a mea valorează acum 200.000 de lei. Da, da, pentru tine are preț sau pentru cei dragi are preț? Nu are preț. Viața e de neprețuit. Dar acum, dacă ne întoarcem la asigurări, da, există un preț pe care îl vom plăti dacă vrem să fim acoperiți, să lăsăm familiei
o sumă de bani, mai mare, mai mică, în general această sumă are un calcul complex în spate. Nu poți să fii mai mult asigurat decât ceea ce valorezi. Adică clar, un agent, un consultant te va întreba care sunt veniturile tale și va trebui totuși să răspunzi cu sinceritate. Dar în ceea ce privește prima, clar că aceasta este variabilă și variază în funcție de vârsta persoanei asigurate, de perioada de asigurare, una este să te acopere până an, alta este să te acopere pe 60 de ani, de ocupație, de starea de sănătate. Și aici am un lucru pe care vreau să-l spun telespectatorilor noștri, că este foarte important să accesezi o astfel de asigurare atunci când ești tânăr și sănătos. Din experiența mea de vânzări, aș putea să spun că, în general, oamenii încep să se gândească la o asigurare atunci când i s-a întâmplat deja ceva. Și atunci când s-a întâmplat acel ceva, s-ar putea să nu mai fie nici asigurabil sau costul să fie mult prea mare pentru beneficiul pe care îl primești. Și eu o să dau un exemplu foarte simplu. Mulți dintre noi avem mașini și pe lângă RCA ne mai cumpărăm un casco. Da, dacă mașina e zgâriată, lovită sau nu știu ce, cum arată casco acela? Mai ne ia cineva în asigurare sau nu? Cam așa e și cu noi. Dar suntem chiar de neprețuit în comparație cu orice bun pe care noi îl acumulăm, doar că tind să cred că ne este foarte greu să povestim despre noi, despre lucruri rele care ar putea să ni se întâmple și asigurările cam despre asta sunt. Mi-aduc aminte de primii mei ani, din 2005, când am început să vând asigurări. La primul curs mi s-a spus: Doamne ferește să sun pe careva să spui că vinzi asigurări de viață. Și așa era o sintagmă pe care nu aveai voie să o folosești. Dar cred că ar trebui să ne obișnuim să acceptăm că asigurările de viață au rolul lor în economie, în cadrul familiei noastre, în cadrul comunităților, ne asigură niște lucruri și sunt binevenite. Să nu ne mai speriem de asigurarea de viață. Le spunem tot felul, numai asigurări nu. Mai asigurări. Deci un alt mit este acela că nu trebuie să le vorbim clienților de propria lor moarte. Aici mi-amintesc de un înțelept care a spus că, din câte cunoaște el, nimeni n-a scăpat viu de pe lumea asta. Când ne naștem, singura certitudine este moartea și un glumeț a adăugat și impozitele. Da, spune că fiscul din Statele Unite. Deci de impozitele din alte țări mai poți scăpa. Am auzit că și Germania e foarte bună pe impozite. Să găsești soluții, presupun. Nu știu, da. Da, alea sunt soluții de optimizare, dar și când te prinde. Ai văzut cum e în Statele Unite. Închisoare 491 de ani. Păi când să faci atâția? Păi reîncarnarea. Povestim de reîncarnare 10 generații după. Bun, deci asigurările de viață nu se cumpără pentru că par scumpe. Par scumpe. Bun. Dar ele au un preț, adică în piață găsești asigurare și de un leu. Dacă vrei neapărat o asigurare... Un leu pe zi sau pe an? Chiar și pe an, cred că. Există și pe... cred că mulți dintre clienții noștri, probabil că alături de RCA-ul care le-a fost ofertat, au primit și o asigurare din aceasta pe an cu un preț simbolic. Bine ar fi să o acceseze și pe aceea. E adevărat că asigurarea aceea este doar pentru decesul din accident. Da, uite, mi-am accesat în telefonul mobil, mi-am accesat asigurarea, detalii contract, plată prime, vreau să văd cât am de plătit luna asta. 691,43 lei. Repet, suma despăgubită este de 200.000 de lei în cazul în care eu pățesc ceva. Dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să mor. Pot să am o incapacitate de muncă, pentru că și asta se despăgubește dacă tu nu mai poți, lucra. Mai e un aspect. În momentul în care mie mi se termină această poliță de asigurare de viață pe care am făcut-o, nu sunt toate așa. O să discutăm și despre asta. Dar la mine este așa. Eu cotizez un număr de ani, să zic următorii 15 ani. Dacă scap viu din acești 15 ani, o treime din suma pe care am contribuit-o sub formă de prime de asigurare, adică suma aceea lunară, se întoarce la mine. Dacă mi se întâmplă ceva mortal, să spunem, banii respectivi ajung la persoanele desemnate de mine. Pot fi membrii ai familiei sau pot să fie alte... Prieteni. Da, prieteni, cunoștințe. Nu știu dacă se pot duce banii, de exemplu, către
o grădință de copii sau un centru de... Dar asta cred că se poate rezolva și prin testament, nu? Da. Ok, bun. Ne întoarcem la frici. Nu cumpărăm pentru că este scump. Din câte știu, o asigurare rezonabilă costă cam vreo 50 de lei pe lună. Ar fi contribuția. Asta înseamnă 600 de lei pe an. Bun. Există așa ceva. Poate fumăm mai puțin, cu câteva țigări pe zi, două, trei, și economisim lunar un pachet, două. S-au făcut cei 50 de lei. Poate mai puțină bere. Poate nu mai mâncăm chiar așa de mult. Poate ducem o viață mai... Și trăim mai mult dacă ducem o viață mai sănătoasă. Și uite, așa putem să facem banii de asigurare. Dacă ai o vârstă mai fragedă decât a mea, deși eu sunt foarte tânăr, banii respectivi din asigurare, din cele două polițe pe care le-am avut, mi s-au întors complet plus o fructificare. Deci ești un client fericit? Da. Care a și beneficiat. Am testat pe pielea mea că funcționează și am avut. Și aici mai este, există asigurări de viață cu capitalizare, da. Și există asigurări de viață cu componentă de investiții, se numesc unit linked. Da. Eu le-am avut pe amândouă și le-am dus până la capăt și asigurătorul a plătit, deci am așteptat 20 de ani până să plătească. Felicitări. A rămas în continuare în piață și uite... Bun, de ce nu cumpărăm asigurări de viață? Pentru că nu vrem să vorbim despre moartea noastră? Da, pentru că nu ne este ușor să ne vedem pe noi puși într-o situație absolut delicată. Mai degrabă am preferat să alegem asigurări de viață și ne-am făcut cercetări pe zona asta pentru cineva drag. Pentru copil, pentru soție, pentru mamă, dar mai puțin pentru noi. Mult mai interesați de asigurările de viață sunt cei care sunt singuri în momentul de față, adică nu au o familie. Și atunci probabil că înțeleg care este riscul căruia se supun și aleg să aibă protecția unei asigurări de viață. Dar, da, nu ne place să vorbim despre lucruri delicate, să le zicem, deși știm cu toții care e finalul. Ok, dacă 50 de lei vi se par mulți pe lună pentru o despăgubire pe care o știți de la început cât este, atunci da, sunt scumpe. Dacă vă gândiți câți bani cheltuiți în fiecare zi pe lucruri care nu vă sunt utile, nu vă sunt necesare și le luați pur și simplu pentru că sunteți tentați să o faceți, atunci da, pot fi scumpe. Ce putem să le spunem celor care consideră că asigurătorii nu sunt de încredere? Uite, eu l-am testat pe al meu și e în piață de peste 20 de ani. Și mi-am mai făcut o asigurare când le-am terminat pe celelalte două. Cred că sunt eu mai încăpățânat, așa cum sunt berbecii. Categoric. Dar cred că putem să ne aflăm în momentul de față foarte multe informații despre asiguratorul pe care îl alegem. Adică există foarte multă informație, există foarte multă legislație, este o piață foarte controlată și reglementată. Greu de crezut că cineva ar veni să păcălească lumea în zona asigurărilor de viață. Sunt mulți jucători în piața românească cu companii mari din străinătate care nu își permit, cotate la bursă, nu își permit să păcălească clienții. Aici am un singur comentariu. Cred că zona de neîncredere vine din faptul că, în general, nu avem răbdare. La noi răbdarea e destul de limitată, vrem acum, vrem mâine, vrem cât mai repede, vrem cât mai mult, vrem cât mai mare, vrem. Doar că asigurările de viață nu sunt despre termen scurt, azi, mâine, poimine, sau sunt. Dacă se întâmplă evenimentul acela nefericit despre care nu vrem să vorbim, acela este în vigoare de la momentul activării asigurării, ți s-a întâmplat ceva, compania de asigurări despăgubește suma aceea mare pentru acești 50 de lei de care vorbeai tu. Dar dacă vorbim de economisire sau lucruri pe termen mai lung, atunci trebuie să avem răbdare. Nu pot să-mi iau un contract pe 20 de ani ca să-mi ajut copilul atunci când va merge la facultate sau nu pot să-mi iau un contract pe 30 de ani să-mi strâng banii de pensie și după un an, 2, 6 luni, 5 ani să vin să spun vreau banii înapoi.
pentru că obiectivul meu era unul pe termen lung. E, în această situație, în general, vorbim de valorile de răscumpărare, care fie nu sunt dacă sunt la începutul perioadei de economisire, fie sunt mult mai mici în comparație cu ceea ce clientul a reușit să strângă în cont, pentru că acolo se regăsesc banii, plus profit, dobândă, participare deci la profit. Deci tot secretul este să duci contractul până la capăt, sau ca oricum, să duci o perioadă cât mai lungă. Exact, okay. Exact. Dacă le iei pe o perioadă scurtă și vii după 5 ani și zici nu mai pot, nu mai vreau, nu mai am încredere în voi, atunci da, vei retrage mult mai puțin și te vei duce în piață și vei spune compania XYZ nu este de încredere. Dar de fapt, atunci când ai acceptat să economisești disciplina pentru un obiectiv, te-ai gândit la un obiectiv pe termen lung. Pentru că pe termen scurt sunt alte instrumente pe care le putem folosi. Tu spui așa, dacă tu respecti contractul, asigurătorul își va respecta și el contractul. Da. Și asta este un lucru verificat în timp, eu cel puțin l-am verificat la nivel personal, în ceea ce privește încrederea. Să spunem că nu aveți încredere în asigurătorul respectiv, sigur există autoritatea de supraveghere financiară, există lege, există reguli, o să spuneți, ok, n-am încredere în autoritate, nici în legi, nici în reguli. E, România se bucură de o situație extrem de favorabilă. Este una dintre puținele țări din lume în care există fond de garantare a asiguraților. Așa cum funcționează cel din sistemul bancar, așa funcționează și cel din asigurări. Și atunci, practic, veți primi, dacă asigurătorul ar dispărea peste noapte, acest fond intră în funcțiune. El este alimentat din contribuții de la toate companiile de asigurare. Așa că nu există nicio șansă să vă pierdeți banii. E adevărat că oamenii sunt speriați de ideea de termen lung. Dacă eu nu știu ce mi se întâmplă mâine, cum o să știu eu ce se întâmplă peste 20 de ani? Cam asta este logica. Ce pot să vă spun este că statistic, la nivel european, trăim din ce în ce mai mult. Media de viață în Europa e undeva în jur de 80 de ani, plus minus 2-3 ani. Deci șansa dumneavoastră, celor născuți după 1990, după 1980 și așa mai departe, ca să atingeți vârsta de 80 de ani, este aproape de 100%. Sigur, este vorba de durata de viață în care nu vă aruncați în cap de sus de pe bloc, nu faceți sporturi extreme, nu sunteți neatenți când traversați strada, nu conduceți imprudent și așa mai departe. Dar chiar și asta intră în statistici, iar și tu și familia ta puteți să fiți protejați. Ce am mai putea să mai spunem la capitolul mituri? Ce alte mituri mai există printre asigurații companiei pe care o reprezentați? Ce am putea să mai spunem? În general, probabil că oamenii se gândesc că printr-o asigurare se vor îmbogăți. Sau au niște așteptări mari la valoarea contului, ca să zic așa, să fie mare. Ce vreau să spun este că o asigurare nu este despre îmbogățire, ci pur și simplu este despre a pune bani puțin deoparte, care să nu-ți afecteze traiul zilnic, dar care să te ajute la un moment dat în evenimente fericite, cum ar fi pensionarea, să zicem, că eu nu cred că ne dorim să muncim până la 80 de ani. Dacă să nu muncim până la 80 de ani, va trebui să avem niște sume de bani puse deoparte. Și atunci cum facem? Ori ne îmbogățim, nu știu, câștigăm la loc, ori facem afaceri, minunat, ar fi minunat să putem toți, dar știm că mai există o soluție accesibilă tuturor. Aceea de economisire, puțin câte puțin, pe termen lung. Gândiți-vă cât plătim pentru pensia de la statul român. Vreo 40 de ani. Și nu știm dacă vom ajunge acolo, dar între asta avem încredere. Hai să vedem în asigurare. Am făcut niște calcule. Dacă salariul mediu este... Nu, hai să o luăm altfel. Pensia medie e 40% din salariul mediu. Adică cotizezi 100%, cotizezi 100 de lei și la pensie primești înapoi 40. Despre ce afacere vorbim? Poate că e mai bine să vă luați viața în mâinile proprii. O să vă citesc pe scurt primele 6 zodii. După pauză o să revenim cu următoarele 6. Berbec, odată cu aglomerația de pe străzi, crește și riscul de accidente. Și o asigurare împotriva accidentelor pentru tine și familia ta îți va oferi relaxare și siguranță. Taur,
îți aloci o parte din buget pentru viitorul tău și apetitul tău de investiții crește. E o perioadă excelentă să apelezi însă la sfatul unui consultant financiar, pentru că tu personal nu ești încă pregătit sau priceput la asta, pentru că dacă ai fi deja bogat. Gemeni, finanțele și cariera ta strălucesc în perioada asta. Vei primi un bonus, o mărire de salariu sau un beneficiu din afacerea pe care o ai. Deci un surplus financiar, astrele spun că e o perioadă bună de investiții, având în vedere marile fluctuații actuale și faptul că piețele se află jos. Cumpărați ieftin, valoarea crește în timp. Rac, încep proiecte noi legate de casă. Vei reamenaja sau renova locul unde stai, grădina, curtea, iar o asigurare de bunuri te-ar putea scuti de grijă în ceea ce privește orice s-ar putea întâmpla cu bunurile pe care le ai în casă. Deci nu numai casa, ci și bunurile din interior. Leu, muncești mult timp, depui efort, ești în căutare de noi metode să îți procuri venituri. Asta ți ocupă foarte mult timp și dacă nu iei beneficiile, dacă nu iei deciziile financiare corecte, s-ar putea să ai o surpriză. De aceea o analiză financiară împreună cu un consultant de specialitate ți-ar putea oferi claritatea de care ai nevoie. Fecioară, vreme frumoasă te îndeamnă la călătorii și vezi că se mai poate și schia încă. Pe lângă ochelarii de schi, bețe și echipamente, nu uita să te protejezi și tu personal și ia-ți o asigurare de călătorie. Vezi că există și unele pentru sporturi extreme. Cu asta, prima parte a emisiunii noastre s-a încheiat. Urmează o scurtă pauză publicitară. Revenim cu noi mituri despre care românii cred că sunt realități. Astăzi vom vorbi despre șamanism și am intitulat ediția din această după-amiază a emisiunii Oameni și Cărți, Învățăturile șamanilor incași în România. Sunt Teodor Constantinescu și vă invit să-mi fiți alături la o nouă emisiune Liceeni Smart. E diferit la bărbați decât la femei? Nu. Principiile sunt aceleași. Trăim într-un astfel de mod de viață în care părem că suntem solicitați să facem mai multe lucruri simultan și chiar mai multe decât putem în unitatea de timp. Și noi ne străduim acolo să încercăm să o facem, ceea ce pune într-adevăr stres pe noi. În următoarele săptămâni, până pe 6 martie, începând de acum, avem parte de o conjuncție foarte frumoasă, Marte-Venus în Capricorn. Capricornul nu este neapărat cel mai romantic semn, dar conjuncția da. Să punem cap la cap un îndreptar pentru femeile care știu ce vor în viață. În această emisiune vă vom oferi informații utile despre tot felul de tipuri de infracțiuni și înșelăciuni de care dumneavoastră ar trebui să vă feriți. Zero, am putea să spunem că vedem așa zero și nimic. Dar de fapt zero poate să fie și totul. Așadar, cum e copilăria la români? Astăzi, în salonul Fundației Calea Victoriei, am o invitată foarte simpatică care a adus împreună cu ea niște obiecte extrem de interesante din alte secole. Dedic această ediție calității vieții și oamenilor fără de care nu putem trăi. Cum îmbinăm bucuria de fiecare zi cu munca, cu profesia, cu ceea ce trebuie să facem până la urmă? Bine ai venit! Despre ascultare de sine, despre cum să fim o bună companie pentru noi. Ceva special. Vorbim despre cărți, vorbim despre lucruri frumoase. Ca de fiecare dată avem un invitat special. Am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. We'll be right back.
subiectul emisiunii de astăzi este atunci... Să ai o asigurare e evident mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor. Suntem sub semnul berbecului. Prima dintre zodii, lângă mine se află Emilia Leonte, este director de vânzări la Egon România. Dar așa cum v-am promis, să vedem mai întâi zodiacul pentru celelalte șase zodii. Balanță. Vei începe să pui accentul pe baza financiară a perioadei următoare. Timpul trece, scopurile tale au început să devină din ce în ce mai mărețe și mai importante. Și uite, cu asigurare de tip unit linked îți protejezi și viața și poți să obții și niște câștiguri suplimentare. Scorpion, e posibil ca în următoarea perioadă să primești refuzuri sau să ți se întârzie plățile, să fii nevoit să schimbi locul de muncă și asta îți creează senzația de vulnerabilitate. O soluție bună este să aderi la un fond de pensii privat, cum ar fi o pensie de pilon 3, facultativă administrată privat. Săgetător. Sunt speculate acțiuni care te fac responsabil de afectarea mediului din jur. Poate uiți ceva pe foc, poate câinele tău a rănit pe cineva, poate un angajat al tău a produs o pagubă unui client. În astfel de cazuri, ai nevoie de o asigurare de răspundere civilă față de terți, adică răspunderea ta pentru pagube produse altor oameni. Capricorn. Ești mai transparent în discuțiile cu partenerul tău de viață în ceea ce privește viitorul casei și al copilului. Vei lua foarte probabil în considerare un plan de economisire pentru copii și o să vorbim în continuare despre asta. Asta va aduce beneficii majore și copilului și ție ca părinte. Vărsător, ești fericit că ai plătit la timp toate facturile, taxele și impozitele și te simți că ești într-un moment în care poți să faci planuri noi. Te simți stabil financiar, așa că apelezi la un credit pentru una dintre nevoile tale mai mari, o locuință nouă. Nu uita să întrebi consultantul de metode eficiente de a închide anticipat creditul. O să vedeți, asta are beneficii. Pești. Planurile tale profesionale par să prindă conturi. Primești o finanțare pentru un nou proiect, începi propria afacere sau ți se dă în subordine un întreg departament. Brusc o să simți efectul responsabilității de a avea angajați, iar o metodă de a menține o atmosferă bună în echipă o reprezintă asigurările de sănătate de grup, atât pe partea de sănătate, cât și pe partea de viață. Mă întorc la subiectul nostru de astăzi. Discutăm cu Emilia Leonte, director de vânzări la Egon România, despre fricile și miturile asiguraților. În prima parte am vorbit de ce nu cumpără România asigurări de viață. Vă reamintesc, sunt scumpe, iată că nu sunt. Asigurătorii nu sunt de încredere, iată că există protecție, banii se pierd, există fond de garantare, oamenii sunt speriați de ideea de termen lung, asta e, așa funcționează creierul uman, dacă ești isteț, lucrezi cu partea rațională, dacă nu, lucrezi cu partea emoțională. Companiile nu te despăgubesc, iată, există foarte multe exemple concrete că aceste lucruri s-au întâmplat. Vorbim puțin și despre asigurările de sănătate, Emilia. Da, bineînțeles. Bun. Ele funcționează separat de asigurările de viață sau sunt atașate unor asigurări de viață? În piață găsim ambele variante. Sunt asigurări de sănătate, care sunt de altfel reglementate de o lege specială și sunt deductibile fiscal. În general, sunt accesate de asigurați, fiind oferite de companiile angajatoare ca instrument de loializare a angajaților. Cât este deducerea asta fiscală? Cred că 250 de euro. Da, așa mi-am amintesc și eu, 250 de euro la angajat, 250 de euro la angajator. Deci, da, în total, dacă plătesc amândoi, ar fi 500. 500 de euro. Pentru da. 500 de euro, cam ce fel de asigurare de sănătate îți poți permite? Ce acoperiri ai, așa, estimativ? Acum, perioada de pandemie ne-a adus foarte multe soluții în zona asigurărilor de sănătate și oferă acum acoperiri ambulatorii, acoperiri de spitalizare, intervenții chirurgicale. Asigurările de sănătate au devenit foarte complexe și pot acoperi o paletă largă de nevoi ale clienților.
Acum, în funcție de fiecare ce își dorește, mai degrabă s-ar duce să se trateze în ambulatoriu sau poate că are o nevoie mai gravă și atunci e nevoie de spitalizare și de intervenție chirurgicală și de perioadă de refacere, asigurarea de sănătate în funcție de customizarea ei poate să acopere toate cele. Foarte interesant ce spui. Am o întrebare de la un telespectator. La asigurările de sănătate, cum au ele grijă de sănătatea noastră psihică? Ce se întâmplă cu mintea noastră? Studiile pe care le-a făcut asociația, pe care o reprezintă Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, pe un eșantion de peste 2000 de români, i-am rugat timp de 10 zile să facă, să se autoevalueze și în anul 11-a zi să completeze un chestionar destul de lung. Și rezultă din acest chestionar că românii sunt interesați de sănătatea lor, dar nu prea sunt dispuși să facă mari eforturi pentru a o menține. E vorba de a mânca mai sănătos, e vorba de a face mișcare, e vorba de a gândi mai limpede. Foarte mult din mentalul nostru ne împiedică să facem lucruri care în mod conștient noi știm că sunt bune pentru noi. Da, dar nu avem acest obicei să le facem acele lucruri. Cum căpătăm obiceiul ăsta? Acum sunt tot felul de rețete, de cărți. Cineva spune așa, gândiți-vă, dacă aveți un obicei pe care îl practicați de ani de zile, care nici măcar nu mai este într-o zonă de conștient, este în zona de inconștient, ar trebui să identifici acel obicei, adică să fii conștient că l-ai. Ce fac? Păi seara vin acasă, mi-e foame și mănânc tot ce găsesc prin frigider. Ce aș putea să fac? Când ajung acasă, mi-e foame. Ok, ce pot să fac? Vai, aș putea să schimb acel obicei? Da. Primul pas este să-l conștientizez, al doilea să-l șterg, să-l înlocuiesc cu altceva, cu un alt obicei mai bun, mai sănătos, perfect, cum aleg eu să fie, și apoi să-l și practic pe acel de atâtea ori încât să devină acel automatism. Deci lucrurile sunt complexe, de-aia e complicat să te lași de fumat, e complicat să te lași de băutură, complicat, pentru că sunt niște mecanisme, da, te rog. Da, sunt niște mecanisme ale creierului uman. Zâmbeam pentru că în ultimii 2-3 ani m-am aplicat asupra unor lucruri care țin de modul de funcționare a creierului. Am ascultat niște podcasturi, am citit niște cărți. Nu sunt expert, sunt doar un cunoscător. Mă pasionează modul de funcționare al creierului. Și unul dintre, mă rog, și partea de inteligență emoțională, care unii zic că există, unii că nu, cert este că mintea noastră funcționează după niște reguli de care noi nu suntem conștienți. De exemplu, în momentul în care tu ți-ai creat un obicei, tu nu ești conștient de obiceiul respectiv. Ție pur și simplu îți face plăcere și creierul, unul dintre rolurile lui, este acela de a te face să faci lucruri care îți fac plăcere. Tu crezi că o faci conștient, dar asta vine de undeva din zona emoțională. Creierul vrea ca ție să-ți fie bine. Și atunci obiceiul acela plăcut pe care îl aveai și care genera dopamină și endorfine și așa mai departe, îți creează nevoia, tu îl repeți. În momentul ăla, în creier se creează niște trase neuronale, e ca și cum te-ai dat cu săniuța pe o pantă, pe care există doar zăpadă și se fac două șanțuri. E, dacă tot te dai pe acolo, mintea ta o va lua tot timpul prin același drumul cunoscut. De asta e periculos să ne uităm la lucruri negative. Noi zicem că nu ne influențează, dar există o influență de care nu suntem conștienți. Și ne trezim gândind și apreciind lucrurile în mod negativ, pur și simplu pentru că mintea noastră a luat-o de mai multe ori pe acolo. Jurnalele de știri sunt pline de informații negative. De ce? Negativul e mai atractiv decât pozitivul. Ne întoarcem la subiectul nostru. Deci, ce facem cu mintea noastră? Asigurările ne protejează? De exemplu, îmi acoperă costurile cu un psiholog sau cu un psihiatru în cazul în care se întâmplă ceva? Sunt asigurări care acoperă astfel de costuri. Spre exemplu, noi în perioada pandemică am oferit gratuit clienților noștri acces la psihologi.
Pentru că știm că a fost o perioadă foarte încărcată în care lumea a trebuit să se izoleze, a trebuit să muncească de acasă și atunci au fost tot felul de provocări și am oferit clienților noștri acces la un psiholog care să-i consilieze, să-i asculte și să le ofere o perspectivă până la urmă. Da, există și astfel de metode. Până la urmă nu e vorba de a vindeca, ci mai degrabă de a face în așa fel încât să nu se întâmple acel lucru, să ai grijă de tine. Să faci lucrurile alea încât să nu ajungi acolo să ai nevoie de asigurare. Se spune că e mai ușor să previi decât să vindeci. Eu spun celor cu care vorbesc sau care au curiozitatea să mă întrebe dacă eu vreau să-mi folosesc asigurarea. Nu, eu vreau să o plătesc și să o am degeaba. La sfârșitul perioadei respective să zic, da, dacă mi se întâmpla ceva, eram asigurat. Astăzi este 7 aprilie și este Ziua Mondială a Sănătății. Este sărbătorită în fiecare an în această zi. Anul acesta este un subiect de importanță majoră care ne afectează pe noi toți. Este vorba de sănătatea globală. Anul 2022 este dedicat sănătății planetei noastre. Deciziile noastre personale, cele politice, sociale, comerciale, conduc la criză climatică. Criza climatică determină efecte foarte pronunțate asupra sănătății noastre. Peste 90% din oamenii de pe acest pământ, aproape 8 miliarde, respirăm un aer nesănătos, rezultat din arderea combustibililor fosili și nu numai. Evenimentele meteorologice extreme, degradarea terenurilor și deficitul de apă potabilă afectează sănătatea întregii populații. Sistemele de producere a alimentelor și a băuturilor ultraprocesate și nesănătoase conduc la un val de obezitate, una dintre principalele cauze ale bolilor cardiovasculare și nu numai. Crește în același timp cancerul, cresc bolile de inimă și tot ceea ce facem noi generează cam o treime din emisiile de gaze cu efect de seră care produc încălzire, care produc secetă, care produc alte efecte. Vorbeam de un studiu mai înainte pe care l-am făcut. Pandemia și războiul din Ucraina au produs modificări în ceea ce privește percepția românilor asupra riscurilor și a crescut interesul lor pentru a-și asigura bunurile, sănătatea și viața. Dacă riscul de război nu este acoperit nicăieri în lume, niciodată, decât în niște situații speciale despre care am vorbit în alte emisiuni, asigurătorii vă descubesc toate celelalte riscuri. Imaginați-vă că țara este în război, dar se petrece un cutremur. Veți fi despăgubit pentru cutremur. Și așa mai departe. Deci asigurările funcționează pentru toate riscurile pentru care sunt încheiate. Nu funcționează pentru riscurile care sunt excluse. De asta este bine să vă citiți polița de asigurare înainte să o încheiați. Puneți întrebări consultantului dumneavoastră. Deci, crește interesul pentru asigurări. 42% dintre români sunt mult mai interesați de sănătatea lor față de 28% în 2020, la începutul pandemiei. De asta protecția prin asigurările de sănătate e foarte importantă. În loc să scoți bani mulți din buzunar, plătești lunar o mică sumă pentru o poliță de asigurare de sănătate. Cam asta ar fi despre asigurările de sănătate. Ne întoarcem la ce spuneai mai înainte. Înțeleg că 70% din vânzările de asigurări de viață pentru compania pe care o reprezinți sunt asigurările pentru copii, asigurări de dot, asigurări de studii. Cum se numesc ele și cum funcționează? Ok. Nu știu dacă am voie să spun denumirea produsului în sine, dar sunt planuri de economisire, practic, sunt cele mai accesate dintre produsele noastre. Ce fac? Ajută părinții să economisească pentru un viitor mai bun al copilului. Și fonduri există, cred că toți le avem, pentru că fiecare copil primește de la stat o alocație de stat. În general, am constatat că ea se pierde prin contul părintelui. Dacă întrebi un părinte punctual ce a făcut cu respectivii bani, nu o să știe să spună. Și atunci am oferit o soluție potrivită fix pentru această sumă de bani, pe care oricum o primești de la stat, din care nu prea poți să faci mare lucru atunci pe termen scurt, dar punând
alocație lună de lună, ajungi să strângi sume importante de bani prin care să-ți ajuți copilul. Cât de mare este alocația asta? Cred că este 232 sau de lei. Bun, punem 232 de lei, înmulțim cu 12, înseamnă 2784 de lei pe an și înmulțim cu până la ce vârstă? Până la 18 sau până termină facultatea? Orice vârstă alege părintele. Bun, să zic că aleg 20 de ani ca să fac un calcul mai simplu. Deci 20 ori 12 ori 232, 55.000 de lei, 55.640 de lei. Asta înseamnă undeva la nivelul de peste 11.000 de euro. Pur și simplu dacă îi puneți deoparte. Dacă îi puneți într-o asigurare de viață din aceasta de tip dotă sau studii sau pur și simplu de economisire, în primul rând pentru copilul tău nu va conta dacă tu mai ești în viață sau nu în momentul în care el împlinește 18 ani. Cred că asta ar putea să funcționeze în mentalul unui părinte, că nu-și lasă copilul descoperit. Cam așa este. Dacă stăm să ne gândim diferența între un depozit și o asigurare de viață, constă în următorul lucru și o să spun destul de plastic. Atunci când te duci la depozit, dacă ai tu bani, pui deoparte, dacă ai o problemă medicală, nu mai poți sau nu mai ești, nu mai vine să mai pune nimeni în locul tău. Noi întrebam în asigurare, ok, dă-mi și mie numărul de telefon al celui mai bun prieten sau al acelei persoane despre care tu crezi că ar veni să economisească în locul tău. Și nu primeai niciun număr de telefon pentru că nu există. Ei, o asigurare de viață face acest lucru. Are un mecanism prin care poate prelua plata primelor în anumite situații, așa cum este definită situația respectivă în condiția contractuală. Evenimentul asigurat neplăcut despre care nu ne place în general să discutăm. Și dacă tu nu mai poți să pui bani deoparte, compania de asigurare în anumite situații rea plata în locul tău. Și asta înseamnă că, până la urmă, obiectivul tău pe termen lung, indiferent de situația în care tu te afli, va fi atins. Va exista acea sumă de bani de care să te bucuri tu, dacă și mai ești în viață sau în familie. Și copilul. Beneficiar este copilul. Da. Da. Deci, sunt două situații. Unu, ok pe 20 de ani, peste 20 de ani eu sunt în viață, lună de lună am pus suma respectivă, copilul va primi suma plus o eventuală fructificare a banilor respectivi. Dobândă plus participare la profit. Acum depinde de produsul pe care îl accesează persoana respectivă. De asta e bine când discuți cu consultantul să-l întrebi lucrurile astea. Situația a doua. Ai un accident, îți pierzi viața sau capacitatea de muncă. Da. Cum se numește invaliditate? Invaliditate de gradul 1 din accident. Se numește exonerare tehnic. Bun, adică nu mai poți munci. Da. Da? Ori ești o legumă, ori chiar nu mai... Bun. În cazul respectiv, tu ai plătit lună de lună polița de asigurare, plata primei, acea sumă lunară, iar din momentul în care tu ești în această incapacitate sau ai dispărut de pe lumea asta, asigurătorul preia până ce se fac cei 20 de ani. Copilul tău, în ambele cazuri, va primi banii respectivi. Bun. Noi ne îndreptăm așa cu pași repede către finalul emisiunii. Aș vrea să te întreb dacă ar fi ca cei care ne-au privit și au ascultat ce am spus noi despre mituri, despre asigurări de sănătate, despre asigurări de viață. Le-am făcut capul mare în fel și chip. Dacă ar fi să rețină un singur lucru, o singură idee, cea mai importantă din tot ce am vorbit, care ar fi aceea? Să înceapă cu un pas mic, să experimenteze ceva, să vadă dacă este de încredere sau nu. Adică acel cost pe care și-l permite să vadă că funcționează și pe urmă să meargă mai departe. Eu sunt convinsă că va funcționa și va lua decizia să ia o asigurare mai complexă, care să asigure mai multe lucruri, care să asigure mai multe situații și să știe că el este pus la adăpost într-un eveniment nefericit sau familia lui este pusă la adăpost în evenimentul nefericit. Deci pașii mărunți contează, cred în ei. Să citească condițiile contractuale. Am mai primit acum la finalul emisiunii, am mai primit o serie de întrebări, o să le citesc, nu o să le răspundem. Asigurările de sănătate au incluse consiliere psihologică în ele? Răspuns, unele da, dar consiliere socială. Aici răspunsul este că nu prea știu. Dacă românii înțeleg nevoia de a fi consiliat de specialiști și nu doar de prieteni care de fapt habar n-au despre asigurări.
dar au foarte multe păreri. De ce persoanele care au asigurarea de sănătate nu o folosesc în sistemul de sănătate de stat? Iată, avem subiect pentru o nouă emisiune. Altă întrebare. Asigurarea de sănătate are despăgubire în caz de război? Nu, războiul este excludere, dar asigurarea ți acoperă toate celelalte situații. Ce se întâmplă cu asigurare de economisire pentru copil în caz de război? Poate fi întreruptă pentru o perioadă? E la asta ultima aș vrea să răspund. O să răspund. Acum depinde de produs, pentru că practicile sunt diverse și am citit destul de multe condiții contractuale în ultima perioadă referitoare la acoperirea sau nu din război. Eu acum o să spun punctual pe produsul pe care noi îl vindem, că în caz de război, dacă asiguratul este parte activă, este zonă de excludere. Deci dacă nu este parte activă, este zona acoperită. Dar dacă să se întâmplă... simplificăm, dacă ești soldat și te dacă nimerește soldat, un glonț... Dacă ești soldat, da, sau ești implicat în exercițiile respective și te nimerește... Nu ești despăgubit pentru... Dar dacă mergi pe stradă și te lovește ceva, atunci un glonț și nu ești militar, da... Dar aș vrea să precizez că și în situația în care se întâmplă să fii parte activă și există o valoare de cont în asigurarea aceea, aceea este plătită familiei, adică nu este ca și când este zero. Da, e foarte important să citim condițiile contractuale. Da, asta este și concluzia mea. Cel mai important este să citiți condițiile contractuale, adică să citiți contractul ăla. Vă recomand partea de excluderi, adică ce nu se plătește, și puneți toate întrebările consultantului dumneavoastră. Asigurările sunt pentru noi, pentru oamenii normali, pentru oamenii obișnuiți, să ne ajute să trecem peste momentele neplăcute. Sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor se oprește astăzi, din păcate, aici. Am discutat despre fricile și miturile asiguraților români alături de Emilia Leonte, o expertă în domeniul căreia îi mulțumesc. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, revenim cu un nou episod, cel puțin la fel de captivant, despre asigurări. Abonați-vă la Canal 33 și pe YouTube, căci urmează emisiuni tot mai interesante.